Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui va organiza în această primăvară două evenimente importante care se adresează mediului de afaceri local. Prima manifestare va avea loc vineri, 15 martie, începând cu ora 10, la sediul instituției și vizează noutățile fiscale în legislația în domeniu. Seminarul despre fiscalitate va fi susținut de către una dintre cele mai autorizate voci în domeniul fiscalității, Adrian Bența, consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali, membru al Camerei Auditorilor Financiari, cu experiență de peste 15 ani în contabilitate și fiscalitate, autor și coautor de cărți și lucrări de specialitate, articole în domeniul financiar, contabil și fiscal. Printre temele abordate în timpul seminarului se numără noile prevederi ale codului fiscal cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, nou regim fiscal privind deducerea cheltuielilor cu dobânzile, regimul sponsorizărilor, impozitarea micro-întreprinderilor, noul salariu minim și diferențele acestuia, regimul special din construcții, etc. Al doilea eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui va avea loc în data de 5 aprilie, întâlnire care este dedicată discuțiilor dintre oamenii de afaceri vasluieni și parlamentarii județului. Temele abordate la întâlnire privesc modificările aduse codului fiscal, implicații privind activitatea operatorilor economici, învățământul dual, necesitatea modificării reglementărilor în baza cărora funcționează acest sistem, dezvoltarea infrastructurii și implicațiile ei economice pentru dezvoltarea regiunii Nord-Est. Pe data de 15 martie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui organizează seminar Fiscalitatea 2019. Este o acțiune care se adresează managerilor de firme, administratorilor, specialiștilor din domeniul financiar contabil, firmelor de consultanță din domeniu, administrației publice, ONG-urilor, practic tuturor operatorilor care operează cu codul fiscal. Seminarul va fi susținut de către una din cele mai autorizate voci în domeniul fiscalității, domnul Adrian Bența, consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali, membru al Camerei Auditorilor Financiari, cu experiență de peste 15 ani în contabilitate și fiscalitate, autor și coautor de cărți și lucrări de specialitate, articole în domeniul financiar, contabil și fiscal. Câteva caracteristici. Ne dorim ca acest seminar să fie nu doar intensiv, având în vedere densitatea temelor care vor fi abordate, ci și interactiv, bazat pe studii de caz, întrebări și răspunsuri. În acest sens, participanții sunt rugați să depună în prealabil o solicitare la Camera de Comerț și Industrie Vaslui, în baza căreia noi să propunem domnului Bența teme punctuale care să fie dezbătute în cadrul seminarului. În afară de acestea vor fi și câteva teme predefinite din care aș putea cita câteva. Noile prevederi ale codului fiscal cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, noul regim fiscal privind deducerea cheltuielilor cu dobânzile, regimul sponsorizărilor, noul salariu minim și diferențierile acestuia, regimul special din construcții, angajare, zidieri, impozitarea micro-întreprinderilor, studii de caz privind TVA-ul în impozitarea monedelor electronice. Deci, repet, acestea vor fi câteva din temele care vor fi abordate în cadrul seminarului și marea majoritate vor fi teme punctuale propuse de către participanții la această acțiune. Ne dorim ca printre beneficiile participanților să fie nu doar actualizarea informației în domeniul financiar contabil, ci și cunoașterea de noi puncte de vedere, de interpretări, de abordări și chiar socializarea și discuțiile între specialiști pe temele care vor fi abordate. O completare la ce a spus domnul director Adrian Costea legată de acest seminar, aș vrea să punctez faptul că noi punem față în față toți actorii implicați, atât reprezentanți ai oamenilor de afaceri, mă refer la manageri economici, cât și cei din administrație, în așa fel încât să cunoaștem mult, mult peste ceea ce se știe la ora actuală, implicațiile fiscalității, implicațiile, dacă vreți, a unor legi fiscale în folosul comunității de afaceri și chiar al administrației publice, nu numai pur și simplu o fiscalitate mărită într-un sector sau diminuată în altul. Suntem interesați că oamenii de afaceri să cunoască în profunzime implicațiile fiscalității,
modificările care au fost aduse chiar la ordonanța 114, ce presupune aceasta vis-a-vis de costurile pe care le generează, atât costuri bancare, costuri în asigurări, costuri în combustibil, costuri în energie și în același timp, și cu asta închid, să-și extragă o serie de propuneri pe care să le formuleze împreună cu noi autorităților publice locale și centrale. Practic toate se vor regăsi într-o sinteză pe care domnul Adrian Costea, cât și secretarul general al Camerei, domnul Scorpan Claudiu, le vor trimite împreună cu mine, Camerei de Comerț și Industrie a României, care la rândul ei are obligația să sensibilizeze guvernul și CES-ul. În data de 5 aprilie ne propunem întâlnirea cu parlamentarii, oamenilor de afaceri cu parlamentarii, pe trei teme de viu interes pentru reprezentanții comunității economice din județul Vaslui, și anume modificările codului aduse codului fiscal și implicații privind activitatea operatorilor economici și propuneri ale oamenilor de afaceri legate de aceste reglementări, față de aceste reglementări, dezbateri, învățământul dual, necesitatea schimbărilor reglementărilor în baza cărora funcționează acest sistem. Se pare că învățământul dual, un sistem la care Camerele de Comerț și Industrie și-au adus o contribuție într-o măsură destul de consistentă, a ajuns într-o formă de organizare care nu atrage atât de mult interesul operatorilor. Adică mai bine spus, nici nu complică, dar nici nu ajută. Ne dorim o dezbatere pe această temă cu parlamentarii noștri și, bineînțeles, preluarea propunerilor oamenilor de afaceri în ceea ce privește schimbarea reglementărilor în care funcționează la ora actuală acest sistem. Vă spun amândurora că este această întâlnire urmare a cererii oamenilor de afaceri din județul Vaslui, în mod special cei din Bârlad. Se pare că nu cunosc îndeajuns de bine problematica oamenilor de afaceri, dacă vreți, stările conflictuale între administrație și oameni de afaceri, între legislația în vigoare și modificările aduse ad hoc codului fiscal, între implicațiile de moment și apoi modificări ulterioare ale codului fiscal și ale ordonanței 114 pentru a da în final câștig de cauză. E bine că se face lucrul acesta, dar trebuia să nu se facă deloc. Adică nu facem o modificare la o modificare, ci trebuia să se stea de vorbă în CES, trebuiau să aibă discuții la nivel, loc discuții la nivel băncii naționale, împreună cu Camera de Comerț a României și Camerele Teritoriale și mari oameni de afaceri din județe, ca în final să se vadă implicațiile și ce înseamnă modificarea codului fiscal. Poate Adrian nu v-a spus, dar am avut ani în care codul fiscal a fost, să știți, de 250-300 de ori modificat într-un an. Ori aceasta dă peste cap, dacă vreți, activitatea de bilanț al Camerelor de Comerț. Pe de o altă parte, normele de aplicare care vin unele peste altele și nici inspectorii nu le știu și sunt bulversați, nu răutăcioși, și vă rog să subliniați lucrul acesta, dar sunt bulversați datorită faptului că apar modificări continue și care practic îi pun în imposibilitatea de a cunoaște modul de aplicare efectiv al lor. Pentru asta vrem să facem aceste întâlniri. Eu nu vă ascund faptul că sunt parlamentari ai județului Vaslui care nu știu unde e Camera de Comerț, care nu s-au întâlnit niciodată cu oameni de afaceri și numărul lor nu e neglijabil. În altă ordine de idei, ne dorim și au la noi și noi o mână întinsă atât din partea executivului, cât și din partea noastră, a colegiului de conducere, în așa fel încât într-adevăr să lucrăm în folosul comunității pe care o reprezintă domniile lor și pe care o reprezentăm noi la nivelul nostru. Astea sunt, practic, întâlnirea probabil că va avea loc la Consiliul Județean, întrucât este o sală generoasă. Noi ne dorim să avem 100-120 de participanți. Presa nu va lipsi, oficialități publice nu vor lipsi. Veți avea ocazia ca să puneți în direct întrebări, atât nouă, dar mai ales celor pe care îi rugăm să vină. Și aș vrea să spuneți că ne dorim un climat prietenos. Noi nu chemăm nici să schimbim pe nimeni, nici nu avem această putere.
Noi ne chemăm, îi chemăm să ne întâlnim pe problemele majore ale județului Vaslui care preocupă oamenii de afaceri. Fie că vorbim de infrastructura de drumuri, fie că vorbim de infrastructura de apă, canal, fie că vorbim de ceea ce înseamnă facilități acordate celor din agricultură sau din industrie, fie că vorbim de atragerea fondurilor europene și implicațiile lor în dezvoltarea acestui județ, pentru că, de ce să nu spunem, suntem unul din județele care atragem fonduri europene și eu cred că acest județ are nevoie pe parcursul a 10-15 ani de câteva miliarde de euro atrase în infrastructură, în agricultură, în industrie, în dezvoltarea unor noi capacități, în așa fel încât județul Vaslui să rămână acolo unde este locul pe harta țării. Te rog, domnule, domnule președinte, suntem la jumătatea lunii martie și România încă nu are buget. Ce părere aveți din punctul ăsta de vedere, având în vedere că practic sunt paralizate atât OAT-uri cât și instituții? Suntem interesați să și urmărim cu foarte mare atenție, dacă vreți, aprobarea bugetului. Este gura de oxigen pe care o dau primăriilor, consiliilor locale, prin o serie de investiții pe care doresc să le facă, unde oamenii de afaceri din județul nostru pot participa, sigur, concurențial și pot câștiga aceste licitații. În al doilea rând, eu cred că actorii politici trebuie să stea serios la masă, să dialogueze și să nu aibă loc asemenea contre nici de o parte, nici de alta. Nu sunt în folosul României. Eu nu acuz pe nimeni. Dar eu cred că dialogul trebuiește să-și facă loc, lăsând la o parte această stare de offside, de joc de glezne, de pumni în cap, etc. Bugetul și are rostul lui. Este cu o mare întârziere bugetul. Este într-o mare întârziere. Și atunci este obligatoriu ca toți actorii în ultim moment să-i dea drumul, că de la luna aprilie motoarele duduie din plin, fie că vorbim în domeniul construcțiilor, a infrastructurii, și dacă atunci noi nu avem proiect, stau și mă întreb. Închipuiți-vă că după ce l-aprobă Parlamentul, mai durează vreo săptămână până la aprobă două, chiar până la aprobă președintele, după care mai poate fi contestat, după care, să știți, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial, mai durează cel puțin o lună până se împarte, este defalcat la nivelul județelor, pe OAT-uri și, bineînțeles, vorbim în aceste condiții. Știți că noi mai devreme de mai nu putem vorbi de buget efectiv care să poată fi folosit la nivelul județelor. Adică acum suntem restricționați, nu noi. Noi nu suntem o instituție bugetară și nici bugetată. Suntem restricționați la nivelul județelor și vorbesc în județul Vaslui. Toate OAT-urile nu pot cheltui mai mult de 8%, greu să depășească 8 și ceva la sută din buget alocat, bineînțeles, lunii respective. Ori asta înseamnă insignifiant. Gândiți-vă că sunt salarii, nu vă mai spun, sunt atâtea reparații de făcut, iar dacă n-ai pornit motoarele în aprilie, la octombrie le-ai oprit, ce ai făcut? Una din temele care vor fi atacate la întâlnirea, care vor fi discutate, dezbătute la întâlnirea cu parlamentarii, va fi și cea a dezvoltării infrastructurii și implicațiile economice pentru regiunea Nord-Est. Având în vedere faptul că suntem undeva la o distanță de tot ceea ce înseamnă destinații pentru mărfurile județului Vaslui, cu implicații în ceea ce privește costurile acestora, cu întârzieri dacă drumurile nu sunt foarte bune. Deci sunt motive foarte importante pentru ca oamenii de afaceri să pună pe masa de lucru a parlamentarilor noștri această temă pentru discuție. Vreau să înțelegeți că instituția Camerei de Comerț Naționale, dar în mod special din regiunea Nord-Est 1, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Neamț și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui au fost promotoarele, dacă vreți, autostrăzii acum 2-3 ani, acum 2 ani, anul trecut, și anul acesta susținem cu toată tăria acest demers. N-aș fi atât de bucuros și exaltat cum sunt unii de prin regiune și spun că, domnule, gata să face autostradă. Nu e adevărat. Să știți că proiectul nici nu există. În al doilea rând, sunt vorbe
nici finanțare. De aici vor începe negocierile pe unde să treacă și cât mai vrea Badea Gheorghe și Nea Ion și Vasile și Stan, care urmăresc și țin cu dinții ca acest proiect să treacă și prin ograda lor, ca să vândă cu prețuri exorbitante. Deși în alte țări din lume există un preț mediu la nivel național. Nu putem chiar așa să îi îmbogățim pe unii peste noapte, că ajunge autostrada în atari condiții 50 de milioane, 100 de milioane kilometru. Ori un kilometru de autostradă, să știți că în țările civilizate nu depășește 8-9 milioane de euro. Se duce undeva 14-15-20 de milioane de euro când vorbim de traversări prin munți. Deci, ori noi așteptăm cu înfrigurare, nu uitați, se vorbește în istoria de cel puțin 100 de ani a românilor, de cel puțin două șosele de anvergură, astăzi se numesc drumuri europene, autostrăzi, care să lege Moldova o parte prin sud și o parte Târgu Mureș spre vest. Sunt mai mult decât necesare. Vreau să vă spun că românii noștri transportatori fac între 10 și 12 ore să ajungă în vestul țării și să poată ieși din România după cozi interminabile. Au produse perisabile, în același timp costurile, vreau să vă spun că sunt cu peste 5-8% mai scumpe decât acelora care s-ar afla în acea zonă. Închipuiți-vă că acest timp poate fi redus cu cel puțin 30-35%, ori asta înseamnă 3 ore, 3 ore jumătate, 4 ore chiar și te trezești deja în autostradă la Ior. E o necesitate autostrada. Este un vis al românilor chiar și de pe malul celălalt al Prutului, a românilor din Republica Moldova. Eu nu cred că acolo sunt moldoveni. Eu cred că sunt români. Aici nu tot îi mai etichetăm și dăm satisfacție liftelor străine că sunt transilvanieni, că sunt bănățeni. Da, sunt regiunile noastre istorice, dar toți sunt români. Nu există ca în Franța vorbitorii de limbă română să nu se înțeleagă. În Franța, să știți că există zone în care cei din zona valonă nu se înțeleg cu cei din zona germană. Și zona pre-Belgia, în special. Habar nu au. Să uită la tine și să obliga să înveți o altă limbă străină. Pe când la noi te duci în Maramureșul istoric, vii în Bucovina, te duci în Tulcea, fugi în Banat, vorbim aceeași limbă. Chiar în Moldova peste Prut. Cu, bineînțeles, cei 200 de ani efectiv petrecuți sub jugul rusesc. Și vă rog așa să scrie, sub jugul rusesc. Eu n-am nimic cu rușii. Dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Vă rog. Alte întrebări, dacă aveți pentru noi. Aveți aici unul din șefii executivului nostru, cu experiența poate cea mai mare. Și adrese la toți parlamentarii? Absolut. Nu va exista parlamentar care să nu primească. Vor primi toți parlamentarii, indiferent de culoare politică. Noi, la Camera de Comerț, nu facem politică. Noi facem politica economică a județului nostru și politica pe care ne-o indică oamenii de afaceri în ansamblul lor, nu în particular pentru unul afiliat la un partid sau altul. Interesant ar fi fost să faceți întâlnirea asta cu parlamentarii, să ne spună ce au făcut pe timpul mandatului lor. Dar fiți convins că o asemenea întrebare va fi. Prinde lucrul ăsta și el ceva. Să întrebăm ce au făcut ei pentru vom pune acest lucru. Și vă spun eu că sunt unul sau doi care practic au făcut intervenări în plenul parlamentului, în rest. Dom'le, dumneavoastră i-ați văzut și la topul filmului, unde n-au costuri deloc și nu vin. Și stau și mă întreb, dacă au masă rezervată, mai frumoasă întâlnire ca asta nu este, dacă au posibilitatea să dea premii. Și ați văzut și dumneavoastră că vin unul, când îți doi, deja e primăvară. Eu nu vreau să nominalizez, dar sunt cam aceiași care vin. O fi știind de ei unii de ce, iar noi ne bucurăm că vin. O să fie jumătate din ei la... Ar fi bine. Ar fi bine, exact. De o și punem undeva vinerea să nu comenteze că nu pot veni. Până în vedere alegerile care stau să bată la ușă europarlamentare, atât europarlamentare cât și prezidențiale, bănuiesc că au să vină. Dar altfel nu cred că... Dacă faceți o întâlnire de cam la jumătatea, la 2 ani de zile, de exemplu, vă spun că nu știu dacă... Păi le-am propus și n-au venit niciunul. Deci sunt
Noi publicăm în paginile ziarilor, revistelor, spunem televiziunilor, radioului, Vasluian sau Bârlădean sau Hușan, dar domniile lor hotărăsc dacă au timp, dacă cred că suntem interesanți, nu noi de la cameră, ci cei pe care îi reprezentăm. Cu ordonanța 114, prin vocea domnului președinte Liviu Dragnea, președintele PSD-ului, urmează în a doua parte a lunii, săptămâna viitoare, am înțeles, să fie modificată. După discuțiile pe care le-au avut cu actorii cei mai autorizați, Banca Națională, care vorbește în numele practic a băncilor și a refinanțării, o serie de bănci puternice în România, și aș vrea să vă spun că sunt bănci românești puternice și nu dau nume, că mai bine să luați dumneavoastră banii, că nouă nu ne dau. Nu în ultimul rând, implicațiile în sectorul energetic și costurile care decurg de aici. Până la scumpirea produsului final. A doua întrebare pe care eu am deschis-o din ce a spus dumneavoastră, v-ați referit la costuri legate cu forța de muncă. Dragilor, eu vreau să spun oamenilor de afaceri răspicați, și am spus-o mereu, trebuie să învețe să plătească forța de muncă ca să o stabilizăm la nivelul județului nostru. Nu știu cât e acel plafon. Acel plafon trebuie să mulțumească oamenii de afaceri să rămână aici. Pentru că asistăm la două migrații și se vede cu ochiul liber. O migrație a celor din județul Vaslui în județe precum Cluj, Timișoara, Arad. Ba, acum aud că Delfi la Iași își va mări capacitățile și deja au trecut la recrutare de forță de muncă și mai bine plătită din județul Vaslui. Dacă nu vom plăti la nivelul aspirațiilor forța de muncă, nu o să avem încă. Nu eu le-o spun. Viața a confirmat lucrul ăsta. Și nu în ultimul rând, vreau să atrag atenția că toate acestea presupună însă și o calificare superioară a forței de muncă existente. Adică sporirea interesului angajatului să se perfecționeze, să fie în pas cu tot ceea ce presupune tehnologizarea pe care o introduce angajatorul, firma, să fie în stare să lucreze cu aparate, mașini, utilaje la nivelul tehnicii mondiale. Pentru că altfel, sigur se străduie, și aici e vorba de așa ceva, ca angajatorul să mărească salariile, dar n-are de unde scoate, pentru că timpul socialmente necesar îl omoară. El produce aceleași sedevistică, dau un exemplu, sau dacă vreți cămăși, hăini, pantofi, dar cu costuri mult peste ceea ce se produce în piața europeană. Vreau să vă spun că, din acest punct de vedere, suntem deficitari. Angajații nu vin nici măcar la cursurile pe care noi le organizăm pe proiecte gratuite. Bașca mai dăm și burse și mai au și posibilitatea la final să își facă o firmă, să acceseze un proiect sau altul. Noi, prima generație care am înființat firme în anii 90-93, n-am primit nici măcar un bănuț. Banii au belit, din ea au rupt. Cu dobânzi de 160%, 240%, cu impozite, erai în stare să aduci de acasă încă 100 de lei ca să poți să spui că ești om de afaceri. Asta înțelegând lângă 100 care ai pus-o încă 100. Ori mi se pare mirajul ăsta de a merge afară exagerat. Pentru că foarte mulți care merg afară nu au reușit. Și uitați-vă la investițiile pe care le fac în cursurile părinților, în alte curți pe care și le-au primit de la primării, și investiții care stagnează. Case care nu se continuă nimic. Faceți drumul, vă rog, până la Murgeni și vedeți cam așa. Netencuite, nu le-a mai acoperit, bașca le-a luat acoperișul și acela bruma aia care o avea și așa mai departe. Românii trebuie să înțeleagă că nicăieri nu e mai bine ca aici. Și să impună prin calificare plata forței de muncă la nivelul la care aspiră el. Și dacă tragi linie
depărtarea față de familie, costurile care sunt acolo legate de hrană, îmbrăcăminte, chirie, să vedeți că dacă dau patronii salarii atractive, românii rămân acasă. Asta nu înseamnă că trebuie să fie salariu ca în vest. Dar eu cred că pot da salarii undeva la 60% lejer. Adică dacă afară dă 2000 de euro, și aici poate da lejer 1200 de euro. Și mă refer în special la tiriști, la cei care sunt în construcții și sunt maestri și foarte buni. Nu putem să împărțim, și nu-s de acord aici, și am spus-o și noi, Camerele de Comerț și Camera Națională, plătim două salarii total diferite. Pentru muncitorul român instituim un minim pe economie, pentru muncitorul venind din afară sunt trei salarii. Nu știu cum vine asta. Nu stabilizăm. Iar cei care vin de afară, știți că nu sunt de religia noastră. Trebuie să aveți în vedere și implicațiile astea. Că într-o zi nu o să ne mai cheme Gheorghe Stan, o să ne cheme Mohamed. Și o să vorbim o păsărească cum vorbeau săracii noștri, frații români, de peste Prut, având în vedere influențele ruse și nici ei nu înțelegeau. Sunt lucruri care trebuie privite în ansamblul lor și în dinamica lor. Și eu sunt convins că un parlament solid poate lua în calcul așa ceva. Aici nu e vorba de culoare politică. Noi sprijinim orice decizie și colegii mei au aceeași deschidere, fie că vorbim de dreapta sau de stânga. Uniunea Europeană a alocat României suma de 42 de miliarde de euro în anii 2014-2020 pentru atragere de fonduri europene. Așa este. Nu credeți că Camera de Comerț a României ar trebui să implice mai mult pe lângă europarlamentarii de la Bruxelles pentru a simplifica condițiile de acordare acestor proiecte, acestor... Nu de ună zi am avut o întâlnire cu un agent economic care vrea să-și depună un proiect, dar avizele, circuitul actelor este foarte, foarte greu în comparație cu țări de Polonia, Bulgaria chiar... Portugalia, Ungaria. Eu am să vă răspund foarte simplu. Să știți că birocrația nu e la Bruxelles. Noi am discutat în întâlnirile pe care le-am avut la Bruxelles, atât la Euroșambră, cred și la Parlamentul European, Parlamentul Uniunii Europene, vă rog să mă scuzați, am discutat cu europarlamentare atunci când ne-am întâlnit la Iași, n-am să-i nominalizez, pentru a nu pica în capcana politicului, și vreau să vă spun că toți au fost de acord că birocrația este la noi. Că am încercat să oprim corupția inventând 1001 de alte noi documente. Noi am tăiat pădurile ca să avem dosare pe care să le punem la dispoziția celor care vin în control din România și în afară. Nu ați auziți chiar așa controle de afară? Dar aveți impresia că hoția s-a inventat în România? Nu ați auziți mai rău ca aici să stea proiectele și nu de azi? Vă rog să înțelegeți. De ani de zile spunem lucrul ăsta. De 15-20 de ani. Să stea în sertare, să scoată în ultimul moment și să inventeze o cerere la o cerere pentru o cerere, ca să depui o cerere, că ai nevoie de o cerere? Stau și mă întreb. Și toți sunt de acord cu noi și când ajung parlamentari în Parlamentul României, să știți că uită să și sprijine oamenii de afaceri. Mi-aduc aminte ce comisii făceau unii de dreapta și de stânga pe aici, prin Vaslui, înainte de a ajunge parlamentari. Au ajuns. Și să știți că mi-e rușine azi când îi văd că se ascund după deget și au impresia că e un copac multisecular. Știți că eu sunt omul care spun. Și știți și la cine mă refer. Ce comisii, cu ce milițieni aduci de pe la Bacău și asta. Și în final au dat-o după chest, zic. Vreau postul de parlamentar pe care l-au obținut. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se par... costumele pe care le-au îmbrăcat de parlamentari prost croite. Și nu reprezintă oamenii de afaceri. Eu vă spun, și ca să și vă rog să notați lucrul ăsta, cu tristețe, că eu nu știu cu cine să votez. Nu nici stânga, nici dreapta. Toată lumea înjura azi stânga. Mâine o să înjure dreapta.
am mai pățit-o în cei 30 de ani. Și dacă îi întreb de ce înjură, nu știu. Deci pe mine nu m-au convins. Și sunt mulți ca mine. Săptămâna aceasta avem la nivelul regiunii Nord-Est una din conferințele mari. Noi avem un ciclu de conferințe, Marea Lojă Națională din România, puteți scrie, aduce specialiști pentru a sensibiliza populația asupra unor teme legate de starea economiei, legate de capitalul românesc și investițiile autohtone, legate de inteligent serviciul românesc, necesitatea activității pe care o fac ei în folosul României. Nu vorbim aici de altceva. Dacă vreți învățământul dual, am avut teme și am adus atât specialiști din România cât și din afară și în toată România au loc aceste conferințe pentru a sensibiliza un segment al populației bine pregătite, spunem noi, care să se întoarcă în timp, într-un timp restrâns, bineînțeles, nu vorbim aici de zeci de ani, așa, în câteva luni, un an, să se întoarcă, să explice mari mase a populației ce și cum, de ce trebuie să se întâmple așa. Pentru că ni se pare că toată lumea ne dăm cu părerea, ne-a autorizat și toată lumea înjurăm pe toată lumea, dar pe noi nu ne înjurăm. Modificările trebuie să înceapă cu noi. Să se producă în mentalul nostru și de-abia după aceea să vorbim, după ce am înțeles ce vor ei la să ne spună. Pentru că altfel vorbim pe deasupra. Pe 15 este o asemenea conferință la Biblioteca Eminescu din Iași, la fundație. Fundația, știți foarte bine, Regele Ferdinand, unde auditoriu, noi sperăm să zicem undeva la 200, 250, 300 de persoane, iar cei care vor veni să expună câte 10-15 minute fiecare, mai apoi să răspundă la întrebări. Sunt probleme, ne preocupă. De exemplu, una din teme este încotro România. O altă temă este dacă decidenții politici, indiferent de culoarea lor, lucrează în interesul României. Nu putem păcăli pe români. Referitor la forța de muncă calificată, aia așa puțină care a mai rămas, de ce credeți că învățământul dual totuși bate pasul pe loc? Se vorbește de atâția ani de învățământul dual, dar practic nu s-a făcut mai nimic. De ce? N-a fost interes. În al doilea rând, decidenții politici nu au avut capacitatea și înțelepciunea să vadă ce aduce într-adevăr plusul pe care îl aduce învățământul dual. Avem câteva experiențe la Brașov, avem experiențe la Arad. Se pare că de anul acesta s-a luat taurul de coarne și în urma unei ordonanțe de guvern prin care s-a înființat în decembrie 2018 chiar o agenție care se ocupă efectiv de învățământul dual. Se pare că anul acesta vom vorbi de câteva sute, urmând ca într-un timp apropiat, asta însemnând 2-3 ani, să vorbim de câteva mii, sigur extins pe de o parte capacitatea acelor firme mari care să ofere spațiu pentru practică și învățământul, într-adevăr, să fie calibrat în acest sens. Simplu, au vrut să păstreze catedrele unora din care nu mai aveau catedre. Și atunci s-a ajuns aici, într-o bătălie surdă. Am fost cu Adrian și cu Claudiu, în Republica Moldova. Unii din voi m-ați însoțit în săptămâna de afacerilor, Business Week, în Republica Moldova, și vreau să vă spun că învățământul dual acolo produce deja 800 de specializați pe an. Deci 800. Ori noi nu vorbim încă de 800. Noi vorbim de două clase pe la Iași, două, trei acolo, nu vorbim decât de vreo 200 și la. Și dacă avem în vedere că suntem de cel puțin 5-6 ori, dar poate chiar 7 mai mari decât Republica Moldova. Asta arată pe deplin implicațiile politicului, a decidențelor, a guvernelor care s-au perindat. Nu toată ziua. Eu nu sunt dispus să-i critic pe ăștia de azi în detrimentul celor de lor. Nu, trebuie să-i criticăm pe toți dacă avem. Sau să-i lăsăm să-și facă treaba. Iarăși n-am nicio treabă. Nu sunt angajat politic.
am de acum 14-15 ani, o singură dată am intrat cu 8 luni, nu mă interesează.